Sfârșitul lunii octombrie a marcat o inițiativă fără precedent la Vatican. Congresul Rethinking Europe, a regândi Europa, contribuția creștină la viitorul Uniunii Europene. Biserica Catolică, la îndemnul Papei Francisc, dorește susținerea proiectului european în procesul de conștientizare spirituală și culturală. Ideea de unire prin cultură se regăsește și la Sacred Roots Fest, festivalul de muzică sacră desfășurat la Roma în aceeași perioadă și care reunește coruri de diferite confesiuni religioase din Europa. Un festival cum este acesta de muzică sacră europeană, sigur, centrată pe spațiul central și este european, este menit tocmai să dea conștiința faptului, să trezească conștiința faptului că rădăcinile comune pe care le avem sunt mai puternice decât elementele de despărțire care au apărut și care în diverse forme, ale unui populism primitiv, ale unui regionalism exclusivist, nu? Tind să mineze acest edificiu european. Ce să dea unitate acestei Europe dacă nu spiritualitatea ei, cultura construită pe parcursul a milenii întregi. La colocviul A regândi Europa a fost prezentă și o delegație din partea Conferinței Episcopilor din România, alături de reprezentanții religiei, politicii și societății civile din toată Europa. Se vede astăzi, la 60 de ani, că nu este suficientă pentru ca să funcționeze Uniunea Europeană, nu este suficientă doar această preocupare din punct de vedere economic, monetar, ci este foarte important inclusiv latura și mai ales latura cultural-spirituală. Anul viitor este declarat Anul Culturii Europene. Sfântul Părinte a încurajat, a avut mai multe discursuri în legătură cu Uniunea Europeană, a încurajat întotdeauna la pace, a încurajat întotdeauna conducătorii și politicienii să fie atenți la subsidiaritate și la solidaritate, la justiție și la pace. La această întâlnire au fost mai mulți laici decât clerici. Iar acest lucru s-a dorit tocmai pentru acest punct de vedere pe care îl are Sfântul Părinte. Nu clericii trebuie să se implice în politică, ci laicii credincioși. Toți care erau aici prezenți erau credincioși. Adresându-se tinerilor creștini, suveranul pontif i-a îndemnat: intrați și în politică și luptați pentru dreptate și pentru demnitatea omului, în primul rând pentru cei săraci. Voi toți sunteți biserica. Recomandarea venită din partea papei este ca fiecare om să fie privit ca persoană. Și aici să se aplice, dacă vreți, acel principiu de iubire a aproapelui. Papa Benedict, care la fel continuă acest mesaj, din păcate l-a avut o perioadă foarte scurtă, însă Francis, care a luat cu o putere, dacă vreți, de reînnoire, de reîmprospătare și de inspirație, dacă vreți, către tineretul european, a confesional, adică dincolo de problema fiecărei biserici în parte. De ce? Pentru că, până la urmă, ceea ce ne unește pe toți în credință este imaginea lui Iisus Hristos, iubirea aproapelui și persoana. Pentru că persoana, ca valoare universală în toate aceste, biserici, se află în sacralitatea și unicitatea ființei umane. Este de așteptat ca îndemnul spre o nouă Europa să se îndrepte către Est. Lumea creștină din România, Slovenia și Slovacia a ieșit pe străzi și a inițiat referendumuri pentru apărarea familiei. Desigur însă, redarea și protejarea demnității umane înseamnă și regândirea instituțiilor statului. Ne aflăm într-un impas, poate, am putea să-l numim așa, acesta al crizei din Uniunea Europeană, și în acest context, iată-l pe Papa care dorește să propună un astfel de dialog, care, desigur, fundamentat pe deja recunoscută doctrina socială a Bisericii, să poată să aducă ceva nou pentru Uniunea Europeană. În România există deja un grup de dialog și toate bisericile creștine și toate cultele recunoscute în statul român
fac parte din acest grup de dialog. Noi sperăm ca ceea ce se propune aici să poată să fie apoi dus mai departe și în grupul de dialog din România. Credeți că se va reuși la noi convingerea clasei politice de importanța acestei dimensiuni creștine de care trebuie să țină cont? La nivel declarativ, clasa politică din România este o clasă profund creștină. România este o țară profund ortodoxă, cu peste 87% din populație declarându-se creștini ortodoxi. Problema este la nivel de diferența între ceea ce noi politicienii declarăm și ceea ce fac politicienii. Dacă noi nu respectăm valorile pe care noi le promovăm și nu le punem în practică, nu ne facem rău doar nouă, nu păcătuim noi, ci afundăm o întreagă societate în ceea ce se numește corupție și tot ce survine din ea. Manifestările acestea spirituale, cum este festivalul nostru și cum este și ceea ce se întâmplă în Vatican cu conferința Comece, sunt menite tocmai să readucă în atenție nu ceea ce ne desparte, nu ceea ce ne particularizează, ceea ce ne individualizează, ci dimpotrivă ceea ce ne unește, ceea ce ne leagă. Fiindcă numai unitatea a fost cea care a permis Europei să-și afirme capacitatea creatoare. Am o înțelegere personală particulară a ceea ce înseamnă fenomenul coral în spiritualitatea românească. Sunt dintre cei care cred că prin intermediul activității corale s-a păstrat o parte a identității noastre naționale. Da, haide să începem. Grupuri de penticostali, ortodoxi, catolici s-au unit și au studiat împreună o melodie în limba latină. Am studiat melodia Ave Maria de Arcadelt și cred că a fost un moment emoționant. Românii în Italia transmit ceea ce este specific lor în diverse forme, însă într-o singură limbă, în limba română. Deci această unitate de limbă este ceea ce ne unește în Italia și faptul că ne exprimăm fiecare felul, o facem pentru că noi cred că suntem un fel de misionari aici, culturali. Și avem aceeași misiune. Iată, deci, conceptul de unitate în diversitate.
Sacred Roots Fest este prima creație a Asociației ARPRO, din care fac parte. Este prima ediție a festivalului acum. Pregătirile au fost destul de complexe, fiind la început, dar, din fericire, avem sprijinul instituțiilor românești de aici și colaborări foarte importante.